După o perioadă destul de lungă în care n-am mai avut parte de premierele unor spectacole de teatru puse în scenă de adolescenții ce fac parte din trupele liceelor din Botoșani, iată că tinerii de la Drama Club ne-au oferit o nouă reprezentație scenică. O adaptare după filmul tipografic Majuscul, de Gianina Cărbunaru. Detalii imediat la Jurnal. Primăvara și-a intrat în drepturi cu soarele și pomii ei înfloriți. Pentru noi e o bucurie și faptul că ziua e mai lungă și putem să ne bucurăm de mai mult timp petrecut la redacție sau la evenimentele din oraș. Începem jurnalul cu vernisajul expoziției Atelier 60 dedicat pictorului George Șpaiuc, ce a avut loc la colecția de arta galeriilor. Nu se află la prima expoziție personală, dar cu siguranță e una mai specială pentru că artistul botoșanean a sărbătorit cu această ocazie și 60 de ani de viață. Urmărim chiar acum un material realizat de Sara Iacob, Radu Rusuciuc și Angelo Scău, prezenți la eveniment ca reporteri. Colecția de artă a galeriilor de artă Ștefan Lucian a găzduit expoziția de artă cu tablouri aparținând pictorului George Șpaiuc, intitulată Atelier 60. Expoziția a fost una aniversară pentru artist. Despre tablourile expuse astăzi la Scățineu și despre pictorul care a expus astăzi în galeria mică a Muzeului Județean de Istorie, George Șpaiuc, pe care am înțeles că îl și sărbătorim la, hai să spunem, 60 de ani, îl cunosc de foarte mult timp. Mă bucur pentru că ai expus tablouri care rup cu stilul lui tradițional, dincolo de prezentarea foarte stufoasă al domnului profesor din Suceava, am înțeles. Pot spune că am văzut, iată, încă o lucrare în spate, într-adevăr o imagine cu biserica acolo albastră și alte patru lucrări care aduc, nu știu, cu un impresionism pe care l-a studiat foarte bine George Șpaiuc într-o anumită perioadă, în perioada lui cât a locuit la Roma. Au fost expuse 30 de lucrări, fiecare surprinzând peisaje, clădiri, natură statică. La vernisaj a fost prezent și Ludwig Skibinski cu chitara lui. Lucrările artistului sunt extraordinare pentru că prezența mea astăzi aici este tocmai pentru a celebra cei 60 de ani de viață, 30 de ani de carieră și faptul că prin culoare, faptul că prin, eu știu, prin tușele pe care le aduce, tușele personale al artistului, înseamnă foarte mult și este, să spunem, absolutul creației artistice, chiar dacă domnia sa nu se va opri aici, va mai picta și în continuare, dar 60 de ani este o vârstă frumoasă, care, eu știu, este deplină și aduce foarte mult, să spunem, foarte mult profesionalism prin picturile care au fost prezentate aici, alături de foarte multă trăire sufletească, ceea ce este esențial pentru opera unui artist. Lucrările sunt făcute în decursul mai multor luni de zile și sunt inspirate din realitate, din tabele de pictură la care am participat. Cu ele am făcut vernisajul. Deci nu sunt special pentru acest vernisaj. La un vernisaj faci o selecție de lucrări care îți convine după sală, după spațiu, după lumină și atunci le expui. Prin ce se remarcă acestea? Păi, te referi la lucrări sau la expoziție? La lucrări. Ele se remarcă prin... Deci când expui niște lucrări într-o sală, trebuie să ții cont de culoare, de compoziție, de lumină și atunci faci o selecție și întregești o expoziție. Filiala de limbi străine a Bibliotecii Mihai Eminescu a găzduit pe data de 4 aprilie activitatea Vot și Voce, o perspectivă educativă asupra cetățeniei active, un eveniment ce face parte din proiectul Friends for Friends, realizat de Ambasada Statelor Unite din România, împreună cu American Councils for International Education.
A fost o dezbatere la care au luat parte mai mulți liceeni de la Colegiul Național A.T. Laurean, coordonat de profesoara de limba engleză Ionela Iacob. Discuțiile despre importanța participării la vot s-au purtat în limba engleză. Urmărim un material realizat de Mădălina Mihai, ca reporter. Evenimentul Vot și Voce, o perspectivă educativă asupra cetățeniei active, și-a propus să onoreze moștenirea impresionantă lăsată de Dr. Martin Luther King Jr. și valorile voluntariatului și ale prieteniei. Activitatea propusă și organizată de profesoara Ionela Iacob face parte din proiectul Friends for Friends, inițiat de Ambasada Statelor Unite în România, împreună cu American Council for International Education. Noi ne întâlnim 4 ori pe săptămână și vorbim despre lucruri, numai că programa școlară nu presupune neapărat cea de predare a limbii engleze, nu presupune neapărat discuții legate de cetățenie democratică, activă, de alegeri și de, mai ales că se presupune că la școală nu facem politică, și atunci a fost un cadru mai potrivit pentru a discuta despre lucruri pe care ei trebuie să le știe. Manifestarea a avut ca scop prezentarea și înțelegerea noțiunilor politice locale. Elevii prezenți au intrat într-un dialog în limba engleză cu profesoara Ionela Iacob, aducând argumente pro și contra privind importanța participării la vot și dezvoltarea spiritului civic. Despre cât de dificil este să implici pe elevii astăzi în astfel de activități, ne-a spus profesoara Ionela Iacob. Nu este foarte ușor. Adică ei pot răspunde invitației noastre de a participa la o activitate, dar exact felul în care aleg să intervină este... Noi încercăm să-i motivăm... Depinde. Astăzi a ieșit. Elevilor le-a fost explicat procesul de votare, dar s-a discutat și despre partidele politice și despre rolul fiecărei puteri politice. În cazul României, puterile sunt, legile sunt adoptate de către Parlament. Numai că după ce sunt adoptate de Parlament, ajung mai departe unde? Știți? La președinte. La președinte, care fie le... Le aprobă, fie le contestă. Așa, și le trimite înapoi. Deci are două variante, să zicem, de lucru. Două posibilități. Fie le trimite. Fie le trimite la facultatea de calitate și vestite. Ca să fie... A fost o activitate foarte interesantă și foarte importantă, părerea mea. Eu sunt o persoană care ține foarte mult la principiile democratice despre care am discutat astăzi și faptul că am avut oportunitatea să le transmitem mai departe este ceva care a însemnat foarte mult pentru mine. Ce ai reținut din discuțiile de astăzi? Păi, am să fiu sincer, multe din informațiile pe care le-am discutat astăzi țin de esențialul pe care trebuie să-l ai când ești un cetățean al unui stat democratic și din cauza asta cred că a servit mai mult ca să reîmprospăteze motivul pentru care țin așa de mult la aceste drepturi pe care le dețin. La finalul zilei, mi se pare că cea mai importantă chestie pe care am putut să o învăț astăzi este faptul că există oameni care sunt dornici să învețe despre ce este vorba. Urmând modelul celor din Statele Unite ale Americii care sărbătoresc în aprilie luna voluntarului, evenimentul Friends for Friends este o recunoaștere a muncii voluntarilor în folosul semenilor lor. Proiectul este finanțat de Ambasada Statelor Unite în România și implementat de American Councils for International Education. Cercul popular de la Palatul Copiilor a întâmpinat primăvara cu joc și voie bună. Copiii coordonați de profesoara Monica Huștiuc au arătat publicului prezent noile dansuri și cântece învățate. Spectacolul s-a intitulat Dor de primăvară și reprins o tradiție pentru Cercul Amintit. Colegii noștri Medea Lază și Eglantin Piloș au fost reporteri la eveniment și ne aduc detalii chiar acum. La sfârșitul lunii martie, copiii de la Cercul Popular al Palatului Copiilor s-au întâlnit în sala de festivități pentru cea de-a 15-a ediție a concursului Dor de primăvară. Părinții copiilor care frecventează Cercul de Dans Popular doresc să vadă pe scenă micii artiști în dansurile pe care le-au învățat de la începutul acestui an școlar. De asemenea, la reușita acestui spectacol mă ajută și doi colegi de la Palatul Copiilor, colega doamna profesor Elena Foca, coordonator al Cercului de Muzică Vocală Instrumentală, și domnul profesor Ceică Valentin, coordonator al Cercului de Instrumente Muzicale Tradiționale, care vor completa frumos manifestarea noastră artistică de astăzi.
curs de canto de 2 ani. Cât de mult îți place ceea ce faci? Foarte mult. E pasiunea mea preferată. Cu cine te pregătești? Cu încă 4 prietene și voi cânta Moldovenii să trăiască. Cercul popular de la Palatul Copiilor, coordonat de profesoara Monica Huștiuc, a fost înființat în anul școlar 2006-2007. Ziua Jandarmeriei Române, marcată în fiecare an la data de 3 aprilie, a fost sărbătorită pe Pietonalul Unirii, în prezența zecilor de botoșăneni dornici să vadă culisele jandarmilor botoșăneni. Am fost fascinați și noi ca toți copiii prezenți de Țuțu, cățelul de 12 ani al jandarmilor botoșăneni. Povestea lui, dar și tot ce s-a petrecut de ziua jandarmilor pe Pietonal, într-un material la care reporterii au fost Sara Iacob, Radu Rusuciuc, Ioana Ivaș, Angela Satcheu și Alexandra Cârjan. Jandarmii botoșăneni au sărbătorit 174 de ani de la înființare, printr-o acțiune amplă care a avut loc pe Pietonalul Unirii. Oamenii au putut să vadă autovehiculele jandarmeriei, armamentul și uniforma din dotare. Data de 3 aprilie este ziua de înființare a Jandarmeriei Române pe care o sărbătorim în fiecare an. În acest an, ca și anul trecut, am ieșit pe Pietonalul Unirii în întâmpinarea botoșănenilor cu ateliere de prezentare, cu mijloacele auto, cu căței de serviciu care vor executa exerciții demonstrative, exerciții de disciplină și intervenții. De asemenea, colegii mei au pregătit plante cu ofertă educațională pentru școala militară de subofițeri jandarmi fălticeni, iar cei interesați vor primi informații suplimentare în acest sens. Botoșănenii au participat la ateliere demonstrative, putând să observe ce face un jandarm într-o misiune. Atracția principală a copiilor a fost Țuțu, cățelul jandarmilor botoșăneni, în vârstă de 12 ani, acum în rezervă. Jandarmii au făcut demonstrații cu câinele, arătând cum acesta reacționează când găsește hoțul sau agresorul. Câinii au o perioadă foarte lungă, toată viața lor practic tot învață câte ceva și sunt instruiți și perfecționați. Ei de la 4 luni încep o perioadă de predresaj, după care au o perioadă de aproape 4 luni, încă 4 luni după aceea, pentru perfecționare și specializare și atestarea în domeniul în care sunt folosiți. Ce face un astfel de câine într-o misiune? Într-o misiune el intervine dacă este necesar, dar de cele mai multe ori doar simpla lor prezență, lumea se descurajează în a comite fapte antisociale. Omul de afaceri și artistul Gelu Graur a fost prezent la eveniment, întâlnirea cu jandarmii fiind una specială pentru el. Artistul și-a început cariera în jandarmerie, după care a optat pentru cea de polițist. A urcat pe scara profesională, ajungând în cele din urmă la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate. Am 23 de ani când am terminat Academia de Poliție la Arma Jandarmi și ei m-au primit, jandarmii botoșeni m-au primit cu brațele deschise aici și într-adevăr chiar am făcut o familie și am avut o grămadă de misiuni împreună. Când văd jandarmii nu pot să-mi refuz să fiu mândru de fapt că undeva am purtat arma asta și chiar mă bucur să spun că tinerii din ziua de azi pot alege o carieră de acest gen. Jandarmeria a crescut, e o armă mândră, e o forță. Și chiar uitați-vă cât de frumoși sunt, cât de eleganți sunt, și fete și băieți, ceea ce este extraordinar.
Ziua Jandarmeriei Române este marcată la Botoșani cu mult entuziasm. Botoșanenii așteaptă nerăbdător la coadă pentru a urca în mașinile jandarmeriei, pentru a admira câinii și pentru a face poze, dar mai ales pentru a se bucura de atmosfera acestei zile. Ce ți-a plăcut astăzi aici? Cel mai mult mașinile, fiind foarte distractiv. Să vezi o mașină de poliție, jandarm, ce este în ea. Da, și ți-ar plăcea ca în viitor să urmezi o carieră în jandarmerie? Da, ar fi distractiv. De ce? Da. De ce ai vrea să fii jandarm? Mie îmi place cel mai mult acțiunea și din această cauză. Mi s-a părut foarte bine, mi s-a părut foarte frumos. De ce? De ce ți s-a părut? Pentru că sunt foarte mulți oameni din jandarmerie și mi-au plăcut cel mai mult câinii. Acțiunile de acest tip organizate de jandarmerie au scopul de a-i determina pe tineri să îmbrățișeze o carieră militară. Chiar și așa, numărul celor care își doresc să devină jandarmi nu a cunoscut în ultimii ani o creștere. Nu aș putea să spun că a crescut, dar având în vedere numărul mare de locuri care sunt disponibile, într-un an sunt două serii de examene, 1400 de locuri, atractivitatea încă rămâne la un nivel destul de ridicat. Da, încă este o meserie atractivă care atrage tinerii în acest sens. Trupa de teatru Drama Club a colegiului Atela Aurian a pus în scenă spectacolul Frecvență Liberă, o adaptare după filmul tipografic majuscul de Gianina Cărbunaru, un spectacol ce recompune destinul României în toată absurditatea sa. În ipostazele unui individ îndrăzneț care caută răspunsuri la întrebări interzise, descoperind un mozaic al sensibilității și al emoției firești. Spectacolul a avut premierea pe data de 11 aprilie la Casa de Cultura Tineretului. În cadrul programului Joia Tineretului, demarat de Teatrul Mihai Eminescu, Drama Club a pus în scenă pe data de 11 aprilie spectacolul Frecvența Liberă. Conceput după povestea lui Mugur Călinescu, eroul născut la Botoșani, care a luptat pentru libertate în anii comunismului, spectacolul este o adaptare a filmului tipografic majuscul. Ușor de înțeles, piesa surprinde ipostazele unui individ îndrăzneț care este în căutarea răspunsurilor la întrebări pe care nu aveai voie în anii 80 să le pui. Concepția lui pe două planuri face povestea mult mai ușor de înțeles, inclusiv de către cei mici, care nu doar că n-au trăit acele vremuri, dar n-au apucat să înțeleagă ce a însemnat comunismul pentru români. Pentru mine libertatea înseamnă să zbor liberă ca pasărea cerului prin văzduhul infinit. Bravo, 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 bravo. Ei, chiar foarte frumos. Bravo. Mulțumesc. Da, ia ziceți voi adică, mama. Ce înseamnă? Pentru mine libertatea înseamnă să zbor ca pasărea cerului prin văzduhul infinit, exact ca Ioan. Și pentru mine libertatea înseamnă călătorie. Ok. Să ai bani pentru călătorie. Da. Da. Păi, libertatea înseamnă cunoașterea, informație. Să mănânci ce vrei. Cum a fost să joci rolul lui Mugur Călinescu? A fost clar o experiență interesantă care m-a ajutat să aflu mai multe despre istoria orașului în care trăim și chiar din istoria liceului pe unde mergem în fiecare zi. Noi, de exemplu, am repetat în clasele în care a învățat și Mugur Călinescu. Cât despre rol, pot spune că nu este greu să fii un adolescent de 17 ani care vrea să răstoarne guvernul. Cum ți s-a părut povestea la modul general? Povestea lui Mugur? Mugur era și el un băiat de 17 ani, normal ca toată lumea, mergea la meciuri de fotbal, asculta muzică, îi plăceau cluburile, dar ceva a fost diferit în el, ceva l-a făcut să nu mai suporte lumea, țara în care trăia el și el chiar a crezut că poate să facă o schimbare. Personajul mamei lui Mugur Călinescu. Personal a fost o aventură pentru mine, pentru că eu ca fire nu sunt deloc așa, nu sunt vulnerabilă și a fost o provocare foarte mare pentru mine să fiu atât de vulnerabilă pe scenă, dar a fost o experiență extraordinară pentru mine. Cum ți s-a părut povestea la modul general? Incredibilă! Pe mine mereu m-a atras istoria și
perioada asta comunistă și faptul că am putut să o joc mi s-a părut extraordinar. Da, mă duc la un ATC. Sper să intru. La 16 ani, Mugur Călinescu, elev în clasa 11-a, noaptea din 12 spre 13 septembrie 1981, a scris pe peretele Comitetului Județean PCR Botoșani cu creta albastră o serie de manifeste anticomuniste. Timp de câteva luni, acesta a fost căutat de securitate. Securiștii urmau să caute un om de peste 30 de ani cu o maturitate ieșită din comun și nu un adolescent de 16 ani. În fiecare noapte se făceau inscripții noi, acest lucru punându-i pe jar pe comuniști. Aceștia au luat peste 80.000 de probe de scris, ceea ce însuma aproape toată populația matură din Botoșani, astfel putând să le recunoască oriunde. Însă, în data de 18 octombrie, după scrierea cel puțin 24 de manifeste, Mugur a fost prins în flagrant la ora 0:55. Acest lucru nu s-a întâmplat datorită progreselor făcute de securiști, ci din cauza că adolescentul ar fi fost turnat de niște colegi, iar mai apoi a fost urmărit. Bine ați venit la știrile pe scurt. În perioada 5-6 aprilie la Botoșani a avut loc pentru prima dată forumul Merito, unul dedicat profesorilor. Tema evenimentului a fost profesorul activ, cum construim comunități de învățare la clasă și în afara ei. Participarea la forum a fost gratuită și deschisă profesorilor și directorilor din toată țara. Au fost activități interactive în care s-au prezentat abordări, metode, practici în dezvoltarea profesorului activ. Au fost ateliere care îmbină în învățarea copiilor jurnalismul, teatru, matematica sau scrierea creativă. La finalul lunii martie a avut loc festivalul concurs coral de muzică sacră, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, aflat anul acesta la cea de-a 5-a ediție. Evenimentul a avut loc la sala Mihai Eminescu a hotelului Rapsodia. Anul acesta au fost înscrise 18 coruri din Botoșani, Brașov, Tulcea, Iași, Uși, Soroca, Ialoveni, Orhei și Glodeni. Juriul a fost format din Rodica Trandafir, profesor universitar și președintele juriului, profesorul Dragoș Boicu și preotul Alexandru Grigoraș. Corurile au concurat pe secțiuni respectiv, liceele cu profil muzical și teologic, coruri de copii ale așezămintelor culturale și grupul vocale, coruri de adulți ale așezămintelor culturale și grupul vocale și coruri parohiale și grupuri de muzică psaltică, introdusă în ediția de anul acesta. După aproape 5 ore de interpretare a cântecelor de muzică sacră, făcute de corurile participante, a urmat momentul de premiere acestora. Trofeul festivalului a fost obținut de corul Transilvania de la Liceul Vocațional de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, dirijat de Mihaela Mureșan. Trei profesoare de la școala gimnazială numărul 12 au beneficiat de un curs de formare didactică în cadrul unui program Erasmus. Este vorba despre cursul Armenian Learning, derulat în cadrul proiectului Educație pentru Incluziune, șanse egale pentru toți elevii. Activitățile au avut loc în Rovaniemi, Finlanda. Au fost derulate de către asociațiile Edu2Grow și Colony of Creatures Portugalia. Profesorii participanți au însușit noi tehnici de predare, metode inovatoare de abordare a învățării, care vor putea fi aplicate în activitățile derulate în cadrul formal și non-formal pentru dezvoltarea comportamentelor inclusive. Un om al străzii a lansat la mijlocul lunii martie un volum de poezii, arătând astfel sensibilitatea cu care este îmbrăcată ființa sa. Mai mult decât atât, cartea lansată de Gheorghe Plios cuprinde și câteva desene realizate tot de el. Intitulată Izvor de Lumină, cartea este o realizare a Asociației Happy pentru unul dintre oamenii care sunt cazați la Casa Nicolae din comuna Frumușica. Azilul adăpostește doar persoane pe care voluntarii asociației găsesc pe străzi, iar banii strânși din vânzarea cărții sunt alocați susținerii acestui proiect. Urmărim chiar acum un material realizat de reporterii Ariana Vasiliu și Radu Rusuciuc. La mijlocul lunii martie, galeriile de artă Ștefan Lucian au găzduit lansarea de carte Izvor de Lumină. Autorul volumului de poezie este Gheorghe Plioț, din Brăiești, unul dintre oamenii străzii ce beneficiază de un trai mai bun la Casa Nicolae de la Frumușica. Această carte înseamnă viața mea, înseamnă visul vieții mele, că eu putea să public multe cărți în proprietatea mea, așa, dar nu am avut condiții ca să... Aici am beneficiat de domnițele astea de la Castelul Frumușica, cum zic eu, doamna Domnița Florie, domnița Ionela, domnița Melania,
care toate m-au ajutat ca să ajung la această sfântă carte, Izvor de Lumină. Sunt fericit. Realizarea cărții a fost susținută de profesoara Mihaela Arhip. Ea a corectat și tehnoredactat volumul de poezii, după care tot ea s-a ocupat de obținerea codului ISBN de la Biblioteca Națională. Gheorghe Plăț, un spirit luminos care a pășit în lumea noastră cu modestie și umilință și care lasă o amprentă imensă pe inimile noastre. Domnul Gheorghe nu s-a născut în lux sau faimă, s-a născut într-o comunitate modestă, în 25 ianuarie 1951, în orașul Zărnești, județul Brașov. Dar a locuit în comuna Brăiești, județul Botoșani, până a ajuns la Casa Nicolae ca om al nimănui. Gheorghe Plioț și-a descoperit pasiunea pentru scris și desen din copilărie, dar viața nu i-a fost deloc ușoară. A urmat liceul sanitar, a fost maestru țesător și a lucrat în comerț. Rămas fără un picior, bătrânul este acum îngrijit la Casa Nicolae, care l-a inspirat în scrierea poemelor. Și bunea pentru poezie și pentru pictură, că pe amândouăle, dacă ați observat, în galerie sunt și picturile mele. Foarte multe. Mă gândeam că nu o să fac întâmpla așa ceva. Pasiunea a fost din copilărie și apoi, sau în primul rând, harurile acestea, pictura, poezia, mi-au venit de la bunul Dumnezeu și eu am datoria să le pun la locul lor și să le dau lumii. La eveniment, Gheorghe Plioț a demonstrat că are și ureche muzicală. Trompetistul Mirel Manea, invitat să-i cânte, l-a acompaniat chiar după ce autorul cărții proaspăt lansate a început să cânte melodiile intonate. Și se pare că ne-a oferit un dar foarte mare, și anume versurile și trăirile sale într-o carte. Și am vrut, acesta este o surpriză, practic, din partea noastră pentru domnul Plioț, o persoană foarte sensibilă și foarte talentată, care și-a expus în versuri fix trăirile pe care le-a avut acasă la noi, la Casa Nicolae. Cartea costă 5 lei, iar banii proveniți din vânzarea ei sunt donați pentru susținerea Casei Nicolae. Volumul de poezii poate fi cumpărat direct de la reprezentanții Asociației Happy, ce e responsabil de proiectul amintit. Un spectacol cu adevărat elegant, plin de rafinament și forță muzicală, a găzduit chiar de Ziua Femeii Filarmonica George Enescu. Au fost voci mari ale muzicii pop românești, Monica Angel, Nico, Luminița Angel, Vlad Miriță și Gabriel Dorobanțu. Un concert dirijat inegalabil de compozitorul și orchestratorul Ionel Tudor, un spectacol prezentat de Gabriel Coveșanu, un show care s-a încheiat cu publicul în picioare. Urmărim chiar acum un reportaj de la eveniment. Ziua Femeii a dus la Botoșani un concert cu adevărat spectaculos datorită vocilor puternice. Spectacolul Iubesc Femeia a fost pregătit și organizat la Botoșani de Filarmonica de Stat George Enescu pentru seara de 8 martie. Au fost nu doar voci mari, ci și multă diversitate în trăiri și simțiri, grație forțelor cu har vocal. Nico, Luminița Angel, Monica Angel, Vlad Miriță, Gabriel Dorobanțu, sub bagheta magică a marelui Ionel Tudor, excelent orchestrator, a făcut minuni în 2 zile de repetiții cu instrumentiștii filarmonici botoșănene, mai puțin obișnuiți cu tipul acesta de spectacole.
Un concert cu sala arhiplină prezentat de Gabriel Coveșanu și el la înălțimea spectacolului. Nu i-au lipsit glumele gustate de public și nici momentele de poezie dedicate femeii, muza întregului spectacol. Mă bucur foarte mult să fim împreună în această seară, o seară cu totul și cu totul specială, ce vă este dedicată dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, ca semn de mulțumire, ca semn de prețuire pentru tot frumosul pe care îl aduceți în viețile noastre, pentru toată dragostea dumneavoastră arătată nouă, bărbaților, pentru toată înțelegerea, pentru că, e adevărat, uneori mai greșim și noi, pentru grija, pentru atenția, pentru dăruirea cu care creșteți copiii noștri și pentru toate astea vrem să vă spunem în seara asta doar atât. Femeie, te iubesc! Ba chiar a și cântat la final, odată cu artiștii, piesa ce a încheiat concertul. Drumurile noastre, lansate de mentorul din spătare. Drumurile și iubirea, venturile, fericirea. Luminița Angel, cu trăirea adâncă până în abisul oricărei simțiri și la Te-am pierdut și la Ajutem, aceeași senzație. Simți cum ți se ridică părul pe mâini. Monica, o voce uluitoare, într-o formă deosebită, spontană, simpatică și jucăușă, grație talentului actoricesc, excepțională în rolul Andrei Marin de pe vremea surprizelor. O spune și reacția publicului, dar superbă și cu cele două mari șlagăre ale ei, Dau viața mea pentru iubire sau Spune-mi. Nico, artista cameleon, orice îi dai, îți cântă mai bine chiar decât originalul uneori. O voce care se mulează extraordinar pe orice stil, unică prin asta. Admiriță, o pată de culoare, o voce lumină. Gabriel Dorobanțu, artistul care iubește fiecare cuvânt pe care îl cântă. Jurnalul copiilor se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție, nu uitați de abonare la canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, vă urăm să aveți parte de sărbători pascale liniștite și să vă bucurați de oameni dragi vouă. Pe curând, numai bine!